la Game Day Radio, locul unde urcăm până în vârful industriei de jocuri video și pe fiecare nivel deschidem câte un lootbox cu cele mai interesante subiecte. Educație, antreprenoriat, carieră, povești de succes sau nu și multe altele, împreună cu invitații noștri. Haide alături de noi să conectăm XP. Începe Game Day Radio cu Andrei Strate. Salutare, dragilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Game Dev Radio, episodul numărul 6 astăzi, o ediție în care discutăm despre ce înseamnă o facultate de jocuri video, împreună cu doi invitați deosebiți, Cristina, bună venit, Cristina! Bună, bine te-am găsit! Și Andrei, salut, Andrei! Salut! O să vă rog eu să vorbiți un piculeț mai tare. Toate bune? Da! Da? Aveți emoții? Nu. Puțin. Minunat. Bun. Vă spuneam că astăzi o să discutăm despre ce înseamnă o facultate în străinătate, jocuri video, și o să vă ofer mai multe detalii imediat. Nu uitați că puteți să le adresați întrebări celor doi invitați de astăzi și aveți șansa să câștigați un joc din partea noastră. Sper să ne auziți bine, sper să ne și vedeți cum trebuie. Așteptăm impresiile voastre, comentariile voastre în rubrica de chat. Ca de obicei, spre finalul emisiunii o să trecem și la rubrica top 10. Avem 10 întrebări minunate pregătite pentru voi. Acestea fiind zise, dragilor, haideți să înceapă emisiunea. Dev Radio, sursa ta de informații din culisele jocurilor video. Bun, avem un setup nou, pentru că nu suntem obișnuiți să avem doi invitați. Sper să ne iasă toate lucrurile, pentru că acum 15 minute, când am dat drumul la timer, unul din microfoane nu mergea, pâriau pe aici toate lucrurile, sper că acum este totul în regulă. Și o să începem cu binecunoscutul bio realizat de Alexandra pentru cei doi invitați și o să încep cu tine, Cristina. Lucrurile sună în felul următor. Viața de student în străinătate vine cu o multitudine de provocări, dar și multe beneficii. Depinde într-adevăr de fiecare ce alege să îmbrățișeze. Cristina a fost elevă a Colegiului Național Ion Creangă, profil filozofie intensiv japoneză, și actuală studentă la arte creative în cadrul Universității Falmouth din Marea Britanie. În toți acești ani petrecuți în străinătate, s-a ambiționat să depășească provocările venite odată cu statutul de student european. Cum e, Cristina? Până acum toate bune? S-a documentat bine, Alexandra? Foarte bine. Minunat. Cristina își dorește o carieră în industria dezvoltatoare de jocuri video, fapt ce o determină să echilibreze studiul la clasă cu cel individual. Este optimist în ceea ce privește viitorul său profesional, iar acest optimism se datorează în parte sprijinului pe care l-a găsit nu de multe ori în rândul profesorilor pe care i-are. Aici sau acolo? În ambele părți, sincer. În ambele părți. Dorește să continue după finalizarea studiilor de licență cu un program masteral în Marea Britanie, iar noi ținem pumnii să își deplinească fiecare vis pe care îl are. Mulțumesc! Legat de Andrei, Alexandra ne-a scris următoarele lucruri. Încă de la începutul liceului, Andrei descoperă că la intersecția materiilor lui preferate, matematică, informatică și desen, ia naștere o pasiune după care, ulterior, se ghidează atunci când își alege profilul facultății, și anume game design. Și nu oriunde, ci în cadrul Universității de Științe Aplicate Hanze din Groningen, Olanda. Am pronunțat bine? Da, Groningen. 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 Fost elev al liceului teoretic Grigore Moisil din București, profil matematică informatică și actual student al Universității Hanze, Andrei aspiră la o carieră în industria dezvoltatoare de jocuri video cu toate provocările la care a fost supus încă din primul an ca student european. Proiectele de echipă, contactul cu o nouă cultură, condițiile meteorologice, costurile de transport și cazare și așa mai departe. Chiar și așa, Andrei privește limpede către viitorul său profesional. Toate informațiile corecte, toate bune. Da. Mulțumim, Alexandra, și urăm sănătoșire grabnică. Alexandra o să lipsească pentru aproximativ o lună din motive medicale, dar se va întoarce cu siguranță cu forțe proaspete.
Așadar, putem să puteți să-i lăsați și Alexandrei mesaje de încurajare, dacă doriți. Și, de asemenea, așteptăm întrebările voastre pentru invitații noștri. Le vom adresa pe parcursul emisiunii. Bun, dragilor, hai să începem să discutăm un pic. Mi se pare un subiect foarte interesant, sau facultatea în, de gaming, de game development mai degrabă. Mai ales că noi în România nu avem așa ceva. Este și unul din motivele pentru care a apărut Game Dev Academy. Este și unul din motivele pentru care ne luptăm ca să avem educație de specialitate în România. Cum de v-ați dori voi o carieră în gaming? Cristina, hai să începem cu tine. În primul rând, ce liceu ai făcut? Parcă am zis Coșbuc, nu? Nu. Creangă. Am terminat Creangă pe filologie intensiv japoneză. Doamne, n-am nicio legătură cu jocurile video. Nu, deloc. Și cum de ai ajuns până la jocuri? Păi, totul a început în clasa a 10-a, când am avut la antreprenorială un proiect de făcut legat de cariera noastră de vis. Mm-hmm. Și mă gândeam la concept artist, văzând toate filmele alea de la Disney, Pixar, Frozen, Wreck-It Ralph. Și vedeai grafica aia și erai wow. Și game development a venit abia în clasa a 12-a, când îmi mai trebuia o opțiune la facultate, tot fall mode, doar că eu mergeam inițial pe concept și ilustrație. Mm-hmm. Și tata a văzut opțiunea game development și a zis, mamă, game development? Tatăl. Da, tata. Ce zare. Și a zis, uite, îți mai trebuie... Înțeleg că lui plac jocurile mai mult decât îți plac ție. Tata a fost primul din familie care a jucat jocuri video. Aha, da. Am înțeles. Eu vreau să nu se lase de această meserie, este foarte bună și plăcută. Și atunci cumva ai primit această recomandare să mergi spre game art. Da. Și îți pare rău? Nu, deloc. Mă bucur. Intrăm în detalii imediat. Andrei, care-i povestea la tine? Păi am făcut Colegiul Național Grigore Moisir, cum ai zis. Și inițial eu am vrut să mă duc pe partea de arhitectură sau, dacă nu ar fi mers, să mă duc în armată. Armată? Da. Dar în clasa nouă am aflat că, de fapt, există și facultăți de game development și m-am gândit că mie îmi place să fac matematică, informatică și desen și am ales să merg acolo. M-am interesat gen de facultăți. Stai, că mi-a rămas armată. Cum, de ce te gândeai la armată? Nu știu, pur și simplu. Ceva din familie sau? Da. Deci era și în familie o legătură, am înțeles. Ia să opresc eu muzica, pentru că nu-mi place cum s-aude acest al treilea microfon adus. Și simt că avem și un mic eco. Îmi cer scuze, dragilor, o să promit că reglăm până la următoarea ediție toate aceste mici probleme. Microfonul ne-a ajuns chiar astăzi, în jur de ora 3. N-am avut foarte mult timp să-i facem toate testele și setările. Ce făcut de Moisil? Mate Info. Ce te-a atras? Ai făcut ceva legat de jocuri la Mate Info în 4 ani? Nu chiar. La informatică am avut un profesor destul de ok care încerca parecum pe toți elevii să facem ceea ce dorim, gen să ne îndrume pe o zonă, ceva ce dorim. Și acest profesor mi-a dat într-un fel o temă să creez un joc în C++. Și cam ăla a fost cam primul joc pe care l-am făcut. Ați mai făcut altceva în afară de C++ la Info? Info Pascal. Pascal? Da. Ai folosit Pascal la ceva? Nu. Bun. Și HTML. Hai că poate mai, să zic că mai ai ce să faci cu el, dar mă bucur că în continuare investim în lucruri care poate nu ne sunt de folos niciodată în viață, la noi aici, da, în școli din România. Hai să mergem spre facultate. Cum ați ajuns, Chris? De ce ai ales, în primul rând, Marea Britanie? Am fost puternic împinsă, în cel mai bun sens, spun asta, de către mama și tata, pentru că s-au documentat foarte bine legătura cu învățământul universitar. Uh-huh. Și știam că învățământul universitar în Marea Britanie este foarte lăudat datorită faptului că ei pun foarte mult accent pe practică decât pe teorie, cum e la noi în țară. Și a fost un mod special formal sau
Nu, am fost la un târg de universități. Ok, și, la Riuf. Da, la Riuf. Okay. Și mergând prin, printre standuri, am văzut și facultatea Falmouth. Uh-huh. Și m-am dus acolo, nu era pe lista mea de facultăți, dar după ce am vorbit cu reprezentanta, mi-am sunat pe e-mail și am zis, mami, tati, eu mă duc la Falmouth. Minunat. Ce urmă după? Cât de complicat a fost procesul de recrutare, ca să zic așa? Destul de. Înscriere. Ce a trebuit să faci? Pentru că, de ce vă întreb lucrul ăsta și o să, Andrei, o să vreau să-mi răspund și la întrebarea asta. Avem destul de mulți studenți care vin la noi ca să învețe pentru a pleca afară, la facultate. Și mi se pare util pentru ei să, dacă sunt interesați, sunt persoane interesate de acest aspect printre cei care ne ascultă, să-i ajutăm un pic să înțeleagă procesul. Pentru că e un proces complex, nu e așa simplu, te duci, click online, apply și gata. Ce a însemnat pentru tine procesul? Primul pas a fost să merg la o asociație de consiliere, cum ar fi Edmundo sau Universalio, mm-hmm. unde acolo am avut un consilier care ne-a sfătuit și ne-a dat destule informații cât să ne facem întâi o idee generală a ceea ce presupune studiul într-o altă țară și apoi cu precizie spre Marea Britanie. Ok. Și tot consilierul... Da, primul pas l-ai avut cu facultatea, îmi imaginez, nu? Nu, cu asociația de consiliere. Deci mai întâi cu asociația de consiliere. Da. Andrei, la tine la fel? Da. De fapt, mai mult am căutat eu singur, gen am fost la Riu și m-am interesat de fiecare facultate, am mai stat de vorbă cu anumiți profesori de la acele facultăți și apoi am ales să mă duc la Edmundo, să mai întreb, să... Ok, ok. Deci primul pas pe care putem, de fapt, primii doi pași pe care îi putem extrage clar pentru cei interesați, unu, mergeți la Riu, vizitați târgul pentru că este util și aveți multe informații pe care le puteți obține de acolo. Și doi, intrați în contact cu agenție de consiliere, Edmundo, Universal, eu mai sunt convins că sunt și altele, și informați-vă vis-a-vis de ce înseamnă acest proces. Da. Pasul 3. Andrei, ce înseamnă pentru tine pasul 3? Oh, mult stres. De ce? Pentru că am avut și admiterea. Dar până în admitere okay. am avut Bun, o grămadă asta, de... Asta e un lucru foarte important. Să fie clar pentru toată lumea, nu facem treaba asta după bac. Nu. Pentru că durează mult. Până da. Durează mult și chiar cu un an înainte. Deci în clasa 11 ar trebui să te apuci să vezi exact ce și cum. Da. Chiar și noi am avut un student, un elev pe care l-am ajutat și a aplicat în septembrie pentru anul următor. Când ai apucat? Cred că la începutul clasei a 12. Deci la începutul clasei a 12. Deci septembrie, octombrie și tu da, te-ai apucat de treaba asta. Da. Și care a fost primul pas? Păi ți-am zis, mai întâi m-am interesat și apoi... Nu, legat de contactul direct cu ei. Ai trimis o cerere de... S-a aplicat pe site-ul lor online, cumva? Sau nu. Cum? După ce am fost la Edmundo, mm-hmm. Persoana care era acolo a vorbit okay. cu ei. Reprezentantul s-a ocupat da, să intre în contact cu ei. Să intre în contact cu ei și apoi au început să ceară tot felul de acte, tot felul de astea și mi-au explicat că trebuie și o admitere. Pentru că pe ei, la mine în Olanda, nu prea interesează bacul nostru. Și a fost mai mult admiterea. Ok, hai că ajungem imediat și acolo. Vreau să și comparăm procesele între ce înseamnă procesul pentru facultățile din Olanda și ce înseamnă procesul pentru facultățile din Anglia. Cum e Chris la tine? A trebuit să mă înscriu pe platforma de aplicare pentru facultăți din Marea Britanie. Ok, este o platformă specială, să înțeleg. Da, e o platformă okay. specială și se plătește o mică taxă pentru că... Cât de mică? Dacă e mire steline, nimic. Dacă îți mai aduce aminte, aproximativ. Cred că era aproximativ 135 de lei pentru între 2 și 5 opțiuni. De lei, lei de-ai noștri. Da, lei de-ai noștri. Lei de-ai lor. Bun, e o taxă acceptabilă. Da. Și ce s-a întâmplat după aia? Te-au contactat ei? Sau? Da, m-au contactat și mi-au cerut niște informații, pentru că... În primul rând, când te înscrii pe platforma aceea, trebuie deja să încarci niște documente,
cum ar fi un eseu motivațional în care eseu motivațional sau personal în care spui de ce vrei să studiezi acel curs, ce te-a făcut să vrei să studiezi acea materie și experiențe sau activități extracurriculare care corelează într-un fel cu domeniul pe care l-ai ales. Okay. Și la final, de ce crezi tu că ai fi un student potrivit pentru facultatea a studia? Respectivă. Da. Ok. Ce urmă după? După această... Ai depus actele? Ai fost contactată de ei? Ți-au mai cerut ei acte în plus? Sau? Tot pe platforma a mai trebuit să adaug certificatul de naștere și foaia matricolă, diploma de bacalaureat, dar după ce am dat bacalaureatul. Apoi am fost redirecționată către un portal al facultății, un portal de aplicare, și acolo a trebuit tot așa să dau pașaportul sau buletinul și m-au contactat, mi-au spus să trimit un portofoliu de 20 de piese. What? Și, 20 de piese de ce? Nu au spus. Au spus 20 de piese, să fie cât mai variat. Send me 20 pieces, exact așa? Da. Ok, deci portofoliu. Da, și am aflat mai târziu la facultate, când vorbeam cu un profesor, că ei de fapt caută cât mai multă varietate, să vadă că studentul e capabil să experimenteze cu cât mai multe stiluri. Okay. Pentru că până la urmă asta se cere și... Deci ei vreau 20 de piese de artă. Da. Ok, nu vestimentare, că le trimiteam un coleg cu 4 perechi de pantaloni, 3 șosete. E bine că explică cum trebuie lucrurile. Ai trimis acestea? Da, cele 20 de piese? Da. 20 de desene ai trimis. Da. Bun. Și ce s-a întâmplat după? După m-au contactat în legătură cu un interviu pe Skype. Ok, fiindcă nu am putut să... Până ajungem la interviu, se întoarce la Andrei. Să vedem ce s-a întâmplat cu Andrei până la interviu. Andrei, ai spus că a fost invers. Tu ai avut discuțiile prin reprezentantul... Oarecum, am avut și interviu separat cu persoanele. Dar până la interviu tu ai avut contact cu ei? Doar la Riuf. Deci doar la Riuf, ok. Deci să înțeleg că, cel puțin în cazul tău, mi s-a părut că e mai simplu procesul, practic s-a ocupat reprezentantul de tot și bănuiesc că și de programarea interviului și toate detaliile. Acum, în Olanda a fost foarte simplu pentru că au site-urile foarte structurate. Adică am avut un site, doar trebuia să aplaudăm, să spunem la ce facultăți dorim, tot aveam o taxă. Deci și la tine o taxă pe care trebuia să o achiți. Ok. Da. Tot 135 de lei sau... Nu mai știu exact. Okay. Dar n-am fost ceva de speriat. Nu. Bun, am ajuns la ziua interviului. Apropo, interviul când a avut loc? Cam la cât timp de când ați început procesul? Pentru că eu din câte știu durează destul de mult și oamenii se pregătească că nu o să vină interviu a doua zi, ci dacă mi-aduc eu bine aminte, de obicei se face în martie. Anul următor, vă mai țineți minte? Anul trecut, acum 2 ani, ați avut interviu în martie sau? Nu. Eu l-am avut în aprilie. Aprilie, ok. După ce am trimis toate. Eu l-am avut în noiembrie, la 2 luni după aplicare. Ok, deci tu l-ai avut mult mai devreme. Da. Ok. Bun. Ce a costat interviu? Hai să începem cu Andrei. Întrebări personale, cam să verifice ceea ce am scris. Mai ții minte cât erau la interviu? Doar o persoană? Au fost mai eu mulți? Și încă 2 persoane au fost inițial. Din partea lor mă interesa, din partea lor. 2 persoane de la o facultate și la altă facultate a fost doar o singură persoană. Pentru că ai aplicat la 2 facultăți. Am aplicat la 3. 3 facultăți, ok. Da. Și al treilea, deci erau 3 fiecare de la o facultate sau al treilea? A zis, băi, nu trimitem, nu, te luăm oricum. La 3-a facultate nu am avut niciun interviu, nu am avut nimic. Ce mai bună facultate. Da, destul de ok. Bun, deci ai avut interviurile cu cei 3, cu să am întrebări personale? Da, întrebări personale. Am avut și un mic test de psihologie plus matematică. Pe care ți l-au dat online atunci? Da. Trebuia să intru pe un site, aveam cronometru și trebuia să termin. Și ei vedeau ce faci? Da, pătratul roșu, ce vezi când... Vezi desenele astea, ce e acolo? O supravegheau. Tot ceea ce făceam era supravegheau. Cât a durat interviu? O oră, probabil. Ok. Și pe ce a fost? Skype sau? Pe Skype. Skype, ok. Deci putem să extragem și pasul 3. Al treilea pas constă într-un interviu la ceva timp, 2 luni, 6 luni, depinde de facultate, în care ai de
răspuns la niște întrebări și de discutat un pic, de povestit cu cei din reprezentanții facultăților. Interviul se ține pe Skype și durează aproximativ o oră. Cris, la tine cum a fost? Tot așa, pe Skype a fost, doar eu și profesorul, întrebări personale, discuții pe baza portofoliului și de ce cred eu că aș fi un student bun pentru game development. Ok. Și pot să zic că interviul a mers foarte bine, în mod normal sunt scurte, 15-20 de minute, la mine a durat 45 de minute, numai fiindcă profesorul se apucase să povestească ce frumos e la curs. Și ce reclamă, în direct, am înțeles. Da. Și te-a convins? Pe jumătate. Pe jumătate. Bun, încerc eu să-mi dau seama când am început. Pentru că am uitat să mă uit la ceas, ok, am început cam de 15 minute. Bun, încă 10 minute, după care o să luăm pauza. Am ajuns la facultate, n-am ajuns la facultate. Ce s-a întâmplat după interviu? Ziua următoare am primit oferta de accept. Serios? Ce înseamnă oferta de accept? Adică... tot pe platforma unde aplicasem pentru facultăți, era un mesaj care zicea Universitatea Falmouth îți oferă un loc să studiezi la cursul de game development. Ok. Și aveam o singură condiție, să iau peste 7.50 în BAC. Beton. Andrei? Da, și la noi tot la fel, doar că n-am avut BAC-ul și primeam note pe testul de admitere și în funcție fiecare notă intrai sau nu intrai. Și testul de admitere a fost după interviu sau înainte? În timpul interviului și... A fost testul de admitere în timpul interviului? Da. That's și big. Cel dinainte care era practic, trebuia să modelăm ceva în 3D sau să creăm un joc. Ok. Și portofoliu cu desenele. Bun, atunci hai să mai salgem încă două puncte foarte importante pentru cei care ne ascultă. Unu, și mi se pare o chestie foarte, foarte importantă, uite că am uitat să precizez mai de la început, e nevoie de portofoliu. 20 de piese sau alte lucruri care reprezintă munca și pasiunea ta. Ce ați făcut voi? Tu ai spus că ai făcut 20 de piese de artă. Da. Ce mai exact? Concepte? Aseturi? Concepte, peisaje, atât tradiționale cât și digitale în Photoshop. Ai făcut și pupensula? Da, am făcut și pupensula. Incredibil, incredibil. În ce ai făcut? Photoshop ai menționat? În Photoshop, apoi am făcut și pe hârtie neagră cu cretă, colorată la un moment dat. Mă refer digital, chiar aș vrea să stăm departe de tradițional. Ok, digital. Nu prea se caută în lumea asta IT-ului pensula tradițională. Digital ai mers doar pe Photoshop. Da. Altceva ai mai am încercat? Mai era un program Paint-ul Sai, dacă mi-aduc aminte bine, tot în genul Photoshop-ului. Ok, ok. Andrei? Tot la fel, am avut și din Photoshop, am avut și desene făcute de mână, peisaje, caractere. Ai spus ceva de modelare? Bănuiesc că n-ai modelat în Photoshop. Da, modelarea era gen pentru admitere. Era separat față de portofoliu. Ok. Am avut gen ca și un assignment, creează o bicicletă în 3D. Drăguț. Învățați-i tu înainte? Pe cont propriu sau? Nu, am învățat pe moment, sincer, pentru că n-am avut de unde și folosisem Blender. Ca să... Nu știu dacă pot să... Da, da, cum să nu? Dați aici că ne dau toți bani. Da. Ai mai folosit Blender-ul? Bănuiesc că ai învățat să-i tu din interes personal. Da. Bun. Alte softuri pe care le-ați învățat din interes personal pe parcursul liceului, din pasiune, Ariel. Din Ariel? Ok. Da. Tot mi-a trebuit pentru admitere. Te trebuie și pentru admitere. Da. Bun. Chris, te mai jucat cu alte softuri sau... M-am atins de Unity. Te-ai atins de Unity un pic. Da. Bravo. Unity și Unreal, foarte bine, Photoshop și Blender. Învățate pe cont propriu, singuri, din dorința de a vă dezvolta personal. Mi se pare foarte frumos și foarte bine. Hai să vedem ce se întâmplă după. Ai primit acea veste pe platformă. Tu, Andrei, ai spus că ceva asemănător. Da. Cum a venit? Ăla pentru voi a fost răspunsul final? Că sunteți acceptați la facultate și gata, vă mutați? Sau a mai fost ceva după? Tu a trebuit să iei bacul? Da. Cu minim cât? 7.50. Ok. Cu cât l-ai luat, apropo? Cu 9.44. Oh, foarte bine, felicitări. Mulțumesc. Și eu doar a trebuit să iau bacul. Doar a trebuit să iei bacul. Foarte bine. Ai felicitări și ție.
Ce a mai fost? S-a mai întâmplat ceva după această etapă? Ați luat bacul? Ce ai făcut? Le-ai dat un mail? Salut, am luat bacul? Sau cum s-au dat la lucrurile? Sincer, cam așa. Trebuie tot să intru pe acea platformă și să încarc diploma de bac și... Da, și cum a sunat cineva să zică hello, sau a primit scrisoare ca în filme, cum e Dear... Da, am primit. Ai primit scrisoare? Da. Serios, ah, ce tare. Andrei, tu ai primit scrisoare? Nu, am primit mail. Ai primit mail, bun, ceva mai modern aici. Da. Vezi, dacă ai trimis ca aia cu pensul la tradițional, au zis și ok, trimite și noi tradițional o scrisoare. Și a venit vestea că plecați și vă mutați din țară. Da. Cum a fost? Greu. Andrei? Oarecum ușor. Oarecum ușor. Bun, haideți să discutăm despre ce înseamnă viața la facultate în a doua parte a emisiunii. Am văzut ce înseamnă un proces de a te înscrie la o facultate de game development din străinătate. Abia aștept să vină momentul când o să facem treaba asta și în România. Să recapitulăm foarte repede pașii, mă completați voi dacă îmi scapă ceva. Trebuie să te pregătești cu un an înainte, să vizitezi târguri și expoziții de profil binecunoscuturi IUF în România. Și aș mai adăuga ceva. Anumite facultăți au și porțile deschise și poți să pleci, să te duci în țară, acolo unde dorești să studiezi și foarte să bun, vizitezi. Foarte bine punctat. Da, corect. Poți, dacă ai posibilitatea și resursele, poți să faci o vizită în cadrul acestor porți deschise să vezi exact campusul, facultatea și așa mai departe. Pasul 2 este să găsești un consilier la o firmă de profil care să te ajute cu toată hârțogăraia și birocrația și așa mai departe. Pasul 3 este să intri în contact cu facultatea respectivă, să te pregătești pentru un interviu care urmează să aibă la ceva timp după ce te-ai înscris. Este bine să te pregătești în timpul tău liber, să scrii un portofoliu de materiale vizuale, texte, documente și așa mai departe, depinde pentru ce aplici. Urmează interviul, aștept la un interviu de o oră pe Skype cu reprezentanții facultății, în care poate ai și un test de psihologie sau de aptitudini sau de alte lucruri sau la reclamă din partea profului și să-ți iei bacul după. Foarte important și asta, să iei bacul în funcție de cerințele facultății și cu o anumită medie. Și după aia să pleci. Să pleci să urmezi cei 3 sau 4 ani de facultate, depinde de profil. Bun, mi se pare lucruri foarte utile. Dragilor, dacă aveți întrebări pentru invitații noștri, nu ezitați să ne scrieți în chat. Începe rubrica Level Up. Rubrica Level Up cu invitații mei, Cristina și Andrei, studenți la Facultăți de Game Development în străinătate, Cristina la Universitatea Falmouth din Marea Britanie și Andrei la Universitatea Hanze din Olanda. Rubrica Level Up, mă bucur că și-au făcut treaba colegele mele și vă spun despre ce este vorba, pentru că am uitat să vă avertizez cu privire la această rubrică. Pentru cei care ne ascultă pentru prima dată, în rubrica Level Up, invitații trebuie să ne recomande o carte, un joc video și o resursă educațională, un site, un film, o melodie, orice doriți voi, și să ne explicați un pic de ce ni le recomandați. O să începem cu tine, Andrei. Începem cu Cristina. Da. Mi-a suflat în cască din regie. Să începem cu Cristina, că e mai pregătită. Ce începem, Cristina? Joc, carte, resursă educațională? Resursă educațională. Bun. Hai să vedem. Ce ne recomanzi? Pot să recomand mai multe? Da, putem, cum să nu. Doar că trebuie să ne mișcăm repede. Ok. Prima resursă este un canal de YouTube, GDC, care stă pentru Game Developers Conference, okay. O conferință destul de mare în care vin reprezentanți din industrie și țin prezentări pe diverse topicuri. Așa este, este o resursă foarte bună, pentru cei care chiar își permit să își facă și o mică investiție, există GDC Vault-ul, unde puteți să aveți acces la talk-uri ce nu sunt publice în mod deschis către toată lumea. Așadar, canalul de YouTube GDC pe care îl puteți urmări, dar nu uitați să dați subscribe și la canalul nostru Game Dev Academy dacă tu suntem la acest subiect. Alte resurse educaționale.
ai scris mai multe? Sau ne oprim la GC? Ne oprim la asta. Ne oprim la GC, perfect. Andrei? Păi, dacă e să luăm așa, ca să fii game designer trebuie să te gândești la mai multe chestii, numai la ceea ce este fantezie, trebuie să te gândești la ceea ce este real. So, am venit cu o idee, o carte, denumită Monștri. Este scrisă de Simon Sebag Montefiore. Este o carte care prezintă... Ia să încercăm acum. Da. Este o carte care prezintă mai mulți tirani din viața reală, încă din epoca egiptenilor până în momentul acesta. Și este destul de interesantă, spune de când s-au născut până când au început să omoare persoane sau au făcut ceva foarte rău în lume. Ok. Cum ai spus să se numește cartea? Monștri. Monștri de? Montefiore. Montefiore? S.D. Montefiore. Bun, am notat-o și pe aceasta, o carte care ne ajută să înțelegem aspecte din realitatea, noastră, pentru a face jocuri și mai interesante, minunat. Chris, joc sau carte? Carte. Carte, bun. Tomb Raiders and Space Invaders. Ok. E o carte care efectiv vorbește despre mai multe aspecte ale jocurilor video, destinată atât profesioniștilor cât și pasionaților. Minunat. Tom? Cum ai spus? Tomb Raiders. Ca jocul. Ah, ok. Tomb Raiders and Space Invaders. Ok. Da. Ah, deci practic numele celor două jocuri. Da. Scrisă de ai de? Geoff King și... Geoff King. Da. Perfect. Putem să căutăm după Geoff King, Tomb Raider și Space and Space Invaders. O carte adresată atât celor amatori, dar și profesioniștilor pasionați de game development. Andrei, mai încercăm o carte sau trecem la joc? Joc. Nu. Hai să încercăm un film. Film? Ok. Da. Jocurile lui Ender. Ok, Ender's Game, da. Da, siguranță. Este foarte interesant. Treaba e că nu, filmul n-a fost creat ca să pur și simplu să te uiți. Trebuie să stai să înțelegi strategia, ceea ce se întâmplă acolo. Și cred că ar ajuta foarte mult viitorii studenți sau și persoane care doresc să creeze un joc, să înțeleagă mentalitatea copilului. Ok. Recomand și filmul sau doar cartea? Jocurile. Și cartea și filmul. Și cartea și filmul. Amândouă împreună. Ender's Game, cartea și filmul, o resursă recomandată de Andrei. Și am să ajungem la partea cea mai interesantă, pentru că e vacanță, lumea vrea să joace și nu știe ce. Pentru că, ca de obicei, vara nu prea se lansează jocuri, mai urmează până vine septembrie și o să murim toți de foame. Chris? O să spun League of Legends, fiindcă a fost primul joc cu care am avut așa o mică, mare obsesie. Bun. Și cred că avem părinți care tocmai au închis stream-ul. Am auzit lucrul ăsta. Deci avem o recomandare din partea Cristinei, League of Legends, ca joc pentru această vară. Minunat, este un joc frumos, non-violent, care încurajează munca în echipă, din care putem să ne educăm și să învățăm foarte multe lucruri. Îmi place. Ce s-a întâmplat cu el? Ai spus că a fost primul tău joc? Da. Pe care l-ai jucat... Da, fiindcă m-am învățat foarte multe despre importanța comunicării cu echipa, despre strategie și tactică, timing și că până la urmă trebuie să lucrezi în echipă cu oamenii. Ca să poți să ieși câștigător. Foarte bine, Chris. Andrei, ce ne recomanzi? Ca să nu dau un exemplu așa cunoscut de toată lumea, o să recomand Four Story. Patru Her Story. Patru Story. Four Story. Patru Story. Four Story. Este un joc MMORPG, ceva gen cum este World of Warcraft. Ok. Doar că e ceva este asiatic? Mult mai complicat. Da, mi se pare că a fost făcut de o firmă japoneză. Ok. Doar că partea care e foarte interesantă acolo este că există foarte multe abilități. Dinamica este mult mai rapidă față de World of Warcraft. Și trei în același timp, cât să știi să folosești și abilitățile, să comunici și să-ți creezi și strategia. Strategia pe abilități poate să-ți câștige lupte sau poate să pur și simplu să te omoare. Deci customizarea și dezvoltarea personajului, să înțeleg că e ceva foarte interesant în jocul ăsta comparat și cu alte jocuri. Da. Bun, Four Story. Chiar dacă este foarte old, este din 2009, încă este... Old is... cum era? Old is...
Is Gold sau îmi scapă acum acea replică legată de Oldies, dar și jocurile vechi sunt foarte bune și le recomandăm tuturor să se simtă bine în această vară și să joace și aceste jocuri recomandate. Voi, League of Legends, pentru cine n-a încercat, vă spun sincer, prima dată în viața mea când am jucat League of Legends a fost acum vreo 3 luni, așadar nu e niciodată prea târziu să te apuci de League of Legends. Iar MMORPG recomandat de Andrei, For Story, un joc ceva mai vechiuț, dar foarte, foarte interesant și atractiv. Dragilor, revenim după o scurtă pauză și ne auzim cu a doua jumătate a emisiunii. Sunt Bogdan Duzu, am 28 de ani, la Game Dev Academy am urmat cursele de Game Design și Unity pentru a avea o idee mai bună despre ce înseamnă a fi Game Developer și cum pot să intri în această industrie. N-am avut absolut nicio experiență, nici măcar cea mai mică, în Unity înainte să vin, iar după curs pot să spun cu încredere că știu să creez un obiect, să-l plasez în scenă, să mișc luminile în jurul lui, să-i adaug texturi, să îi fac și niște mici animații, tot ce înseamnă a crea un joc de la zero, de unul singur, în Unity. După acest curs am ajuns să am o idee a cât de multă muncă intră într-un joc. Bun, am revenit în cea de-a doua parte a emisiunii Game Dev Radio, episodul 6, alături de Cristina, studentă la Universitatea Fallout, Facultatea de Arte Creative și Andrei, student la Facultatea Hanze din Olanda, student la Facultatea de Game Design. Dragilor, în a doua parte a emisiunii vreau să intrăm mai adânc în ce a însemnat pentru voi primul an de facultate și la ce se aștepte un student care se duce în altă țară să studieze. Aș vrea să ating un pic și latura de prețuri, de viață acolo, ca să vedem și pentru părinți câteva informații legate de buget, de cât de dur o să le fie de copii și așa mai departe. Și să începem cu banii. Banii make the world go round. Și începem cu tine, Cristina, pentru că mă aștept ca viața în Marea Britanie să fie mai scumpă. Da. Și hai să trecem prin două aspecte valabile pentru amândoi, care sunt foarte importante și de multe ori neglijate. Cunosc și cazuri personale de oameni care au plecat în străinătate și nu s-au putut acomoda, ba cu viața, ba cu vremea chiar, ba cu modul oamenilor de a fi în jurul lor. Și o să începem cu vremea, că toată lumea știe că plouă tot timpul acolo. Plouă tot timpul? E ca în filme? Nu chiar. Okay. Nu chiar. E vremea morocunoasă tot timpul? Nu. Bun. Deci e frumos în Anglia, soare tot timpul. Ei, nici chiar așa. Ce te-a surprins, pozitiv, negativ, în Anglia? Unde se localizat facultatea? În Londra? În sud-vestul Angliei. Sud-vestul Angliei. Foarte jos. Fallout este chiar oraș sau? Da, e oraș din comitatul Cornwall. Ok. Deci ești mai spre canalul Mânecii? Da. Ok. E la mare sau? Da. Viață frumoasă. Ce te-a surprins? Cam cât de mare e orașul, să comparăm cu ceva din România? Mult mai mică Bucureștiul. E cât o comună. Doar că ei totul numesc oraș. Pitești? Sibiu? Cam cât Piteștiul, da. Da? Da. Ok. Destul de măricel atunci. Ce te-a surprins? În mod plăcut? Mai puțin plăcut? În mod plăcut, politețea oamenilor. E gentlemanul ăla tipic englezesc sau? Nu chiar. Aia e puțin exagerat în filme. Okay. Da. Dar oamenii totuși sunt politicoși și, da. Primitori. Și ce nu ți-a plăcut?
Ce nu mi-a plăcut a fost diferența asta de personalitate, ca să spun așa. Noi românii suntem mai empatici, iar ei sunt mult mai reci. Deci răceala aia tipic englezească, da. E chiar e, da. Nu-i doar în filme. Ce s-a întâmplat? Ai avut nevoie de ajutor și n-a vrut nimeni? Sau cum ai descoperit o această... Nu, pur și simplu. Din discuții, din interacțiuni. Da? Interacțiunea, de se simte așa de direct răceala lor. Da. Andrei, cum a fost în tine Olanda? Wow, da, bună întrebare. Păi, să spun mai întâi despre vremea. Sunt zile frumoase, zile calde, foarte calde, sincer. În ce parte a Olandei este? Nord. Mai spre continent sau mai nord, spre... Nord, nord, total. Deci tot spre canalul Mânicii, da. Cum ar veni spre Marea, nu știu care o fi acolo, nu te mizi la geografie. Doar că partea nasoală e că bate foarte tare vântul. Adică am avut pe undeva în primăvară, m-a luat vântul pe sus în timp ce mergeam pe bicicletă. Pur și simplu m-a ridicat de pe drumul de bicicletă. Oh, ok. Da. Deci acum pe acolo, la cât de mare sunt eu, să-mi iau și două pietre să le țin așa în, da. În rucsac. În mod pozitiv, ce ți-a plăcut? Sincer, mi-a plăcut cum se descurcă cu transportul și toate astea. Toate aspectele legate de transportul lor. Da. Bun, perfect, pentru că am și întrebare la top 10 legate de acest lucru pentru voi și mă bucur că ai remarcat acest lucru, pentru că adevăr în Olanda sunt cunoscuți pentru lucrul acesta. Hai să ajungem la facultate. Aveți colegi români? Da. Da, aveți colegi români. Sunteți legat tot de doar în grupuri cu ei sau v-ați apropiat și de grupuri cu alți studenți din alte țări? Vreau să încerc să-mi dau seama cât de dificil este pentru un student care vine, hai să nu ne ascundem nici după dege, din Europa de Est, o țară care multă lume din vest o arată cu degetul și pe care ne privesc cu anumite temeri. Cum v-ați integrat voi în colectivul facultății, în grupurile școlare pe care le aveți în cadrul grupelor de la facultate și așa mai departe? Hai să începem cu tine, Andrei. Păi, inițial, după ce am fost acceptat, am intrat pe Facebook și am intrat pe anumite grupuri de studenți din Olanda, din orașul unde sunt acum. Eu am ajuns acolo fără să cunosc pe absolut nimeni. N-am cunoscut pe nimeni. Și la un moment dat, stăteam la hotel și am ieșit în oraș și am auzit niște persoane vorbind română. M-am dus pur și simplu și m-am băgat în seamă și așa am făcut cunoștință cu un grup întreg de români. Cred că am fost în jur de 100 și ceva de români și i-am cunoscut pe toți într-o săptămână maxim. Și asta a fost doar mica majoritate de români din Olanda. Iar apoi, pe parcursul facultății, am mai cunoscut și străini și grupul meu a fost format și din români și din străini și cam în jumătăți am timpul între ei. Ok. Ai simțit vreodată că ești român? Da. Că ești român, nu că ești român, că asta bănuiesc că simți tot timpul, dar că ceilalți din jur, alți colegi din facultate sau așa mai departe, te-au făcut să simți că ești român. Da. Da? Deci a fost momente. Chris, cum a fost pentru tine integrarea în colectivul din Anglia? Și de fapt, hold that thought. Pentru că acum mi-a picat fisa că totuși e diferența și de limbă. Cum te-ai acomodat și cu limba? N-am avut absolut nicio problemă, pentru că eu cunosc și germană, și engleză, și franceză. Ok, nu mai vorbesc cu tine. Ce faci, Cristina? Cum a fost cu How is English? Cum a fost cu integrarea în... A fost destul de bine, mai ales în ceea ce privește societățile facultății. Sunt și student mentor și ambasador, deci n-am avut probleme de discriminare, ca să zic. Bun, dar lăsăm la parte fenomenul de discriminare. O să vreau să atingem un pic subiectul, dar din alt punct de vedere. Cum a fost pentru tine să te integrezi? Ți-a fost ușor? Ți-ai găsit un grup alături de care să sărești viața de acolo de zi cu zi, care să ieși, persoane care să colaborezi la facultate, la proiecte, colegi și așa mai departe? Grupul l-am găsit relativ greu, pentru că tot așa comunicarea nu e destul de ușor făcut între ei și a trebuit să tot mă plimb de la un grup de persoane la alt grup de persoane și simțeam că ceva nu e la locul lui.
Dar în final am găsit un grup de persoane care erau și britanici și internaționali și europeni și a fost bine. Bun, deci n-a simțit, v-a fost ușor, hai să rezumăm într-o singură propoziție. V-a fost ușor să vă integrați în cadrul colectivelor din facultățile respective, da? Da. Mă bucur. Mă bucur pentru că cu această ocazie am și răspuns la una din întrebările primite pentru voi de la Andreea. Aparent am primit mai multe întrebări, cumva colegele mele mi-au scris pe alt grup decât aveam deschis aici. Și abia acum am văzut întrebările, pentru că Andreea întrebase cât de greu a fost să vă acomodați într-o nouă societate, o cultură, o cultură diferită de cea românească slash balcanică. Și tot de la Andreea, care au fost aspectele mai dificile și care v-au plăcut surprins? Ce? V-au surprins plăcut, mă scuzați. Ce te-a plăcut, te-a plăcut surprins, Cristina? Ce te-a surprins plăcut? La oameni sau la țară? La facultate. La facultate. La facultate, aș vrea să ne rezumăm. Profesorii au fost cea mai plăcută surpriză. Pentru că au dat dovadă de foarte mult sprijin și entuziasm când venea vorba de noi, okay, studenții. Ok, profesorii tăi care te urmăreau au închis acum stream-ul. Ce simți diferit față de colegii, de profesori din România? Doar sprijinul ăsta pe care ți-l oferă ca elev? Sau, nu, am simțit și modul în care discut cu tine, și modul în care ți explică lucrurile, și modul în care predau? Da, pentru că în România profesorul îți dă de obicei cam toate informațiile. Acolo, în Marea Britanie, profesorul joacă un rol de mentor, adică te sfătuiește, îți dă câteva informații, dar ei pun foarte mult accent pe lucrul individual. De curiozitate, cât sunteți în grupă? Suntem 96 de studenți la Game Development în anul meu. Wow. Și la tine, Andreea, ai idee? Numai în clasă am fost inițial 28, dar am rămas în jur de 14. Ok. Și aveți și voi clase sau doar grupe? Mă interesează dacă faceți laboratoare, spre exemplu, unde practic sunt aceleași persoane zi de zi, ai aceiași colegi și așa mai departe. Nu. Da. La voi da? La tine nu? Ok. Bun, trecem să mergem mai departe. Eram doar curios modul în care au structurat ei, dacă e asemănător cu cel din România. Profesorii. Andrei, la tine? Ca să vorbim strict de facultate, mi-a plăcut că primeam proiecte, să avem totul practic și să lucrăm în echipă. Asta a fost cea mai mare fericire a mea, deoarece nu ai făcut asta 4 ani, 8, nu, 12 ani, cred, numai de facultate. Teorie, da. Numai teorie, liceu și în asta, nu se merită. La tine, în Anglia, Chris, preda la fel, bazat pe discuții, practică și mai puțină teorie? Sau? Da, a fost cam 30% teorie, 70% practică. Wow. Unul din motivele pentru care merită într-adevăr să te duci la o facultate în străinătate e faptul că se bazează într-adevăr pe practică, nu pe ia de aici și învață și cumpărăm și cartea cu ocazia asta și o să vă dăm la examen, dar dacă ai cumpărat-o o stai liniștit că o să fie bine la examen. Bun, sper să nu pierd toți prietenii profesorului care i-am spunând aceste lucruri, dar ăsta este adevărul și cred că cu toții ne dorim să se schimbe lucrurile în bine, pentru că educația, de fapt, este ceea ce ne pregătește pentru următorii 60-80 de ani, dacă mâncăm ce trebuie, pe care o să-i trăim pe această planetă. Hai să ne ducem mai spre jocuri video. Ce ați făcut efectiv legat de jocuri video în facultate? Chris, hai ce-mi e cu tine. Am avut foarte multe proiecte de echipă. Proiecte de echipă în care trebuia să dezvoltați jocuri, să dezvoltați... Să dezvoltăm jocuri și, printre altele, și să concepem un plan de afaceri, un plan de marketing, strategii de marketing. Serios, se merge până acolo? Da, anul acesta am intrat. Asta din primul an? Nu, eu am absolvit acum anul al doilea, da. Deci în al doilea an a intrat în aspecte mai de business. Da. Ok. Minunat. Andrei? Păi noi am făcut cam tot ceea ce au făcut ei. Da? Am început de la crearea board game-urilor, okay, până la digital games și apoi am intrat în management,
și marketing. Minunat. Și ca softuri, ce vă învață softuri sau de fapt să le învățați voi și doar vă învață să le folosiți într-un anumit mod? Adică v-a învățat cineva la facultate, nu știu, să modelați în Max sau să scrieți cod în C++, bine, asta ce ați mai învățat voi pe la liceu, sau alt limbaj de programare, sau să folosiți Unity, Unreal sau alte softuri de game development? Sau pur și simplu ei doar atacă ce înseamnă marketingul, ce înseamnă un plan de afaceri, ce înseamnă designul și așa mai departe, și mai departe, voi vă descurcați să știți să faceți ceva în Unity sau... Sau și mă întreb cum faci un joc dacă nu știe nimeni echipată Unity? Ne învățau anumite aspecte din software-uri. Ok, deci învață anumite aspecte din software. Și aveam și workshop-uri în care tot așa ni se predau anumite lecții. Foarte interesant, trebuie să workshop-uri. Da. Și ne-am tot la fel. Da? Mai puțin workshop-urile, dar ne predau. Deci vă predau și chestii punctuale legate de diferite softuri. Da. Pentru că asta e un lucru foarte, foarte fain. Practic ce facem noi la Game Dev Academy, ne axăm destul de mult pe softuri. Și ceea ce nu facem la Game Dev Academy, dar o să facem de săptămâna viitoare, o să anunțăm de fapt, am introdus și noi workshop-urile, care mi se par o chestie foarte utilă. Noi o să facem workshop-uri de o zi. Cum funcționează acolo workshop-urile? Sunt... Bănuiesc că erau pe diferite teme? Da, sunt de obicei un fel de curs care ține 2 ore și erau ori pe Unreal, Unity, câteodată și Maya. Opționale sau o parte nu, nu, erau trecute în orarul nostru. Bun, deci sunt workshop-uri la care obligatoriu. E obligatoriu da, să mergi. Apropo de opționale și de chestii obligatorii, aveți programe, proiecte opționale în care puteți înscrie din dorința de a învăța chestii? Nu știu, poate proiecte care se întâmplă cu alți studenți în cadrul universității sau proiecte care sunt poate în parteneria cu alte studiouri locale. În Olanda sunt foarte multe studiouri de jocuri video, la fel și în Anglia. Ați găsit astfel de, nu știu, programe, internship-uri sau alte nebunii de genul ăsta? Da. Mai exact ce ați găsit, Andrei? Ai găsit ceva în Olanda? Sau momentan ai zis, băi, primul an nu mă interesez, nu mă bag? Sincer m-am interesat. Am avut numai anumite firme care fac voluntariate. Uh-huh. Dar facultatea a început să nu mai prefere aceste parteneriate cu alte companii, cu alte... De ce? Pur și simplu nu știu. Gen, noi anul acesta trebuia să avem un proiect de final să luăm un interviu de la un manager de firmă. Și de obicei facultatea ne trimitea la o firmă. Anul acesta au încheiat toate contractele cu firmele și a trebuit noi să ne găsim o firmă care a fost o mare bătaie de cap. Și da. Și noi în anul 3 și 4 trebuie să facem internship și nu o să ne ajute again. Va trebui să ne descurcăm singuri. Dar în rest sunt chestii de voluntariat. Deci chestii de voluntariat găsești. Asociații de profil care să ajute studenții să găsească, spre exemplu, internship-uri, asociații locale? Sau nu, momentan nu te-ai interesat? Avem asociația de studenți de la noi care face o treabă foarte bună, dar... Ok, deci poate să fie un... Nu m-am interesat încă de ceea ce pot să mă fericești. Poate să fie un ajutor pentru a-ți găsi internship-ul locale sau așa mai departe. Ce se întâmplă la voi, Chris? Avem un serviciu numit Zona de Carieră, unde tot așa putem să fim consiliați în legătură cu internship-uri și alte oportunități. Și chiar și profesorii pe grupuri de Facebook, când găseau oferte de internship-uri sau chiar job-uri part-time, le postau pur și simplu și ne spuneau, aplicați. Ai interacționat cu ele sau momentan doar te-ai interesat? Deocamdată doar m-am interesat. Bun. Hai să trecem la alte aspecte, pentru că mi-a lăsat și Alexandru aici câteva întrebări pentru voi și o parte dintre ele chiar mi se par, bineînțeles, toate întrebările Alexandru mi se par absolut minunate, dar n-avem timp decât câteva. Și hai să începem cu cazarea, că mi se pare un aspect important. Bănuiesc că ai opțiunea de a merge în campus sau de a-ți căutat-o pe cont propriu ceva. Voi ce ați optat? Campus? Campus. Nope, noi n-am avut campus. N-aveți campus? Numai Amsterdam și Rotterdam, auditat Olanda. Ok. Din câte știu. Wow. Bun, atunci o să vorbesc cu Cristina. Ai ales campusul? Da. Ok, ce presupune treaba asta? Bănuiesc că e o taxă adițională pe care o plătești pentru a avea loc în campus? Da, e o taxă pe care o plătești ca să
ai o cameră în instituția pe care ți-o alegi. Universitatea pune la dispoziție 5 unități de cazare și tu doar aplici pentru care ai vrea și îți dau și prețurile. Putem să suflăm? Cam la ce cost se aștepte părintele la cazarea pentru... 100-150 de lire... Pe lună? Pe săptămână. Mai nu vorbesc serios, pe săptămână. Pe săptămână. Doamne, 600 de lire, 30 milioane? 30 milioane. Deci, cortul, da? Dacă avem o problemă, o dificultate pe plan financiar, destul de mult. Sincer, dacă mă întreb pe mine, 30 milioane pentru o cazare și în campus. Ai încercat să te orientezi, să vezi ce ar însemna chiria în oraș? Da, e ceva mai ieftină, dar în același timp nu sunt aceleași condiții și am preferat să rămân la cămin. Ce înseamnă condiții? Internet adică sau cablu? În cazările oferite de facultate intră și utilitățile în acea chirie. În oraș trebuie să plătești separat totul. Okay. Deci cumva abonesc-o tot pe aici să ajunge. Cam așa ceva. Mai afacere. 3000 de ron mi se pare destul de mult pe lună. În 3 ani să adună ceva bănuți. Andrei, ce ai făcut tu? Ai băgat la cort sau ai căutat să te muți cu cineva sau singur? Sincer, inițial când am ajuns acolo doream orice opțiune, doar că a fost foarte greu. Am stat inițial la hotel căutându-mi cazare, apoi am fost la Airbnb-uri, la care am avut anumite probleme micuțe. Dar apoi am găsit un site, ca să spun pentru cei care doresc să vină în Groningen, Lefier. Lefier? Da. Punct? Nl. Ok. Da. Este un site foarte ok, cu sistem de puncte, unde îți găsești cazare pentru totdeauna nelimitat, cu prețuri foarte mici. Sincer. Hai să vedem și prețuri, că da, eu am emoții acum cu prețuri mici. Anul acesta am plătit în jur de 300 de euro pe lună. 300 pe de euro o cameră la care împărțeam baia și bucătăria cu încă 15 persoane. Wow! 300 de euro pe lună. Deci aveai practic doar dormitorul tău. Da. Și un spațiu comun cu alte 15 persoane. Da. La baie și bucătărie. Oh, Doamne, ce distracție dimineața când vezi la baie. E o singură baie? La 15 inși? Erau de fapt două baie, doar că cum este în mall? Cu cabine, frumușel. Ok. Bun, frumos. Frumos, dar ce drept, plătești 300 de euro, asta înseamnă cât aproximativ 13-14 milioane. Vizitor mai ieftin. Dacă era nu știu, dacă merge să stai merge, pentru 13 milioane să stai să aștepți la coadă. Da, ăsta a fost cel mai ok. Dar dacă dorești apartament sau nu știu, un studio, prețurile pot să înceapă de la 450 să se ajungă până la 1000 de euro. Ok. Deci cumva tot ne ducem în zona asta de 3000 de ron pentru o cazare pe lună. Bun, asta e un lucru important pentru părinți și aș vrea să recapitulăm un pic. Deci cazarea poate să ducă undeva la 3000 de ron pe lună. Au fost taxele de înscriere la facultate și partea de interviu, etc. Aveți idee aproximativ ca cât v-a costat? Mult, puțin? Gen facultatea și cu taxa de înscriere la facultate sau? Da. În jur de 2500 de euro? Deci 2500 de euro pe an. Bine, de fapt nu, 2500 începutul, primul an, că aveți și înscrierea. Bine, noi am beneficiat și anul acesta în care am fost eu de o jumătate din taxă, nu știu de ce, dar trebuie să plătim doar 1300. Ok, deci 1300 de euro pe an. Doar anul ăsta a fost. Doar anul ăsta. Și de anul următor probabil să fie 2500. 2500 de euro pe an. Deci ne ducem la și cu un cost de chirie de 300 de euro. Da. Deci 2500 de an plus 300 de euro. Cu opțiunea că poți să o iei un rent, gen rent. Da, să mergi pe chirie, ok. Da. Cris, la tine? Vorbim de cât ai spus că era chiria? 100-150 cu mențiunea că sunt și variante mai ieftine dacă alegi să împarți camera cu cineva. Să împarți camera sau să mergi în oraș și să vezi cu utilitățile. Da. Deci undeva la aici 600 de euro, ca să fac eu echivalentul la nu știu 500 de lire sterline pe acolo. Deci cam 600 de euro ca un cost de cazare.
Și ce înseamnă taxa de an? Taxa de an... În funcție de facultate? Cât îți facultatea pe an, da. Cum să spun, eu sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere, fiindcă guvernul Marii Britanii oferă un împrumut pentru această taxă. Ajungem imediat și la acest subiect, vreau să puneți cu cifra mai întâi. 9.000 și ceva de lire? Pe an? Pe an. Ah, Doamne, iartă-mă. 12.000 aproximativ de, hai să zicem 10.000, hai să rotunjim la 10.000. 10.000 de euro da. Pe an și faci cât 3 ani? Da. Deci 30.000 de euro, tu, Andrei, faci 4 ani. Da. 10.000 de euro. Ba. Nu a fost scump? Nu a fost mult? Ba da. Mă bucur că sunteți de acord. Hai să vedem un pic cum de-a devenit această sumă accesibilă, pentru că, într-adevăr, costă mult, dar, cum ai început să menționezi și te-am întrerupt, Guvernul Marii Britanii oferă celor care doresc... Dacă te întreb eu pe tine... Andrei, dacă mai primești oameni la podcast care au fost în afară și au învățat la facultăți în afară, băi, la 30.000 de euro pe 3 ani nu intrai la Gnomon? Parcă atâta era, sau era cu 2.000 de lire mai mult, ar veni 36.000 de euro. Cum mai... sau 3... în fine, cum ai calculat acolo, n-am fost chiar atent, eram atent la model, dar... parcă Gnomul nu oferea așa ceva, nu? Și au un placement rate, mai ales în digital, de 90 ceva la sută, parcă, nu? Din câte am citit și am auzit. Dacă mai prins de ăștia, cred că am câțiva oameni interesați și astea. Sărbura. Niște soluții de finanțare. Da. Oferă-ne mai multe detalii. Este un împrumut guvernamental care se numește student loan și ei se oferă să acopere taxele de facultate atâta timp cât tu te prezinți la ore și profesorii dau de știre asociației că da, elevul se prezintă. Te ocupi și e student cum trebuie. Da. Și cu ce condiții vine treaba? Să abonezi că trebuie să-și dai banii și la un moment dat înapoi. Da. Câți ani nu îți mai e salariu? Ideea e că după ce absolvi, în funcție de țara în care ești, când salariul tău atinge un anumit prag, nu mai știu exact, sincer, începi să dai 9% din media care depășește salariul respectiv. Ok, deci cam 90%, hai să o subținem la 10%. Dacă tu o să câștigi 1.000 de euro, o să dai 100 de euro înapoi. Da, cam așa. Aproximativ, doar așa să facem un calcul foarte scurt. Cât timp? 25 de ani, parcă mi-a ocupat bine aminte? Până se plătește datoria, dar în situația în care salariul tău nu atinge pragul acela, în 10 ani se șterge datoria. Se șterge datoria când 10 ani... Nu, salariul tău nu atinge. O să fie asta o tactică, nu încurajăm genul să le tactici, dar Doamne ajută să faceți treabă bună, să scoateți jocuri de succes și să nu fie asta... să nu fie nicio problemă, să plătiți a doua zi întreaga datorie. Acum a trecut ceva timp. Andrei, la tine a trecut un an? Da. Cristi, la tine a trecut 2 ani? Da. Vreun regret? Că n-ați continuat sau că n-ați încercat în România? Nu. Cristina, ai spus nu. Nu. Sigur. Sigur. Bun. Andrei? Nu. Niciunul. Mă bucur. Mă bucur să aud treaba asta. Aveți prieteni, colegi, cunoștințe care v-au auzit și își doriți și ei același lucru? Să meargă la facultate în afară pentru că voi sunteți încântați de treaba asta și le-ați povestit și lor? Sau nu prea vorbiți despre lucrul ăsta? Da. Da? De ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că a plecat afară unui pentru oricine. Eram curios dacă printre persoane, prietenii voștri ați găsit persoane care erau interesate, dar cumva au zis că nu pentru că X motive. Și de ce zic că nu este pentru oricine, cum a spus și voi, e foarte important să te acomodezi cu oamenii, sunt diferiți, te duci într-o, și cum întrebați și cineva, te duci într-o comunitate străină care are anumite păreri despre români, în mod special că români suntem,
Te duci și înveți într-o altă limbă decât limba ta nativă. Bănesc că cursurile la care voi participați sunt în limba engleză. Da. Da. Și în ultimul rând, vorbim și de investiție. Că o fac părinții, că au de unde sau că n-au de unde, este mai puțin important. Orice investiție este o investiție, este un efort. Și o să dureze ceva timp până o să se vadă roadele acelor investiții. Nu în ultimul rând, e vreme, cultura locală și așa mai departe, depinde de zona în care te duci, depinde de țara în care te duci. Chiar mi-ar place să avem și niște studenți. Și apropo, dacă ați fost studenți pe alte continente, scrieți-ne, am vrea să intrăm în contact cu voi și să vă avem aici la podcast la noi, să discutăm un pic despre ce înseamnă viața la facultate pe alte continente, să mergem un pic și mai departe. Gândul de final, dragilor, ați recomandat și altora să meargă la facultatea de game development în afara țării? Da. De să meargă. Dă-ne și câteva motive, Chris. Pentru că deocamdată la noi în țară nu există o facultate care se ocupă de game development. Și în același timp sunt foarte multe oportunități de internship, de angajare și de ce nu, dacă ai posibilități, da. Și ți-ai dori, după ce se mi-ai facultatea, să rămâi acolo sau să te întorci în țară? Mi-aș dori să mă întorc în țară un timp și apoi depinde de unde vine oferta de muncă care îmi place cel mai mult. Și ce să faci în țară? Jocuri? Să lucrez la portofoliu. Să lucrez la portofoliu. Bun. Andrei, tu? Ce să fac după facultate sau... Da. Și dacă ai recomanda facultate, dacă ai recomanda altor persoane interesate de o facultate în străinătate, de ce le zici tu, băi, mergeți afară și învățați că e bine? O să te ajute foarte mult să comunici cu alte persoane, să le înțelegi mentalitatea, observi cum gândește fiecare din fiecare altă țară. E altceva decât dacă ai face în țara ta natală. Și după facultate, de fapt, încă din timpul facultății ți-am zis că aș dori să încep să lucrez, de aceea doresc să vin și la cursurile de aici. Discutăm imediat, n-a scăpat. Da. Acum, la final, intrăm în subiectul cel mai arzător, cum e la Game Dev Academy. Amândoi ați fost, Cristina, ați fost studentă la noi și anul trecut. Atunci am fost mai mult în vizită. Atunci ne-am și cunoscut, da. Mi-a spus niște lucruri care ne-au plăcut foarte mult. Andrei, ne-am cunoscut chiar acum câteva zile, nici o săptămână nu cred că a trecut exact de când ne-am cunoscut. Cum vi se pare la Game Dev Academy? Tu, Andrei, abia ai început cursurile la noi, așa că n-ai prins foarte mult pentru a face o comparație cu ce se întâmplă la facultate. Așa că o să încep cu Cristina. Chris, cum sunt cursurile la Game Dev Academy? Pentru că ai făcut două, trei? Două, da? Da. Am trecut, nu mai țin minte. Nu s-a întâmplat? N-a fost nu. Maia? Sau? Nu. Nu a mai fost Maia. Ok. Cum e? Foarte tare. Ce te-a surprins în mod plăcut vis-a-vis de cursurile de la noi? Ținând cont că și noi încercăm să abordăm un stil care este mai des întâlnit afară, bazat pe practică. Mi-a plăcut că este interactiv și mai ales referitor la cursul de game design, că am primit baza aceea de cunoștințe de care chiar aveam nevoie ca să continui studiile pe game development. Uh-huh. Minunat, este unul din cursurile noastre preferate, cursul de game design. Așadar, dacă vreți să aveți și voi o bază pe care să vă dezvoltați o specializare în industria de jocuri video, vă așteptăm la cursul de game design și pe voi. Următoarea grupă urmează să înceapă, cred că în august, pentru că abia a început o grupă nouă. La care ești Andrei, la grupa nouă de game design? Da. Cum se pare începutul? Au fost două sesiuni, așa că mare, multe lucruri n-am Sincer, uitat. Destul de interesant. Puțin mai diferit față de cum este în afară. Este mai multă comunicare și aici oricum sunteți ca într-o familie, se simte acea căldură. Așa este. Și nu neapărat că suntem noi o familie, cât ne plac atât de mult jocurile încât îi molipsim și pe cei din jurul nostru și mai mult decât atât bate la ușă la noi cine e interesat de jocuri. Și atunci deja intră în familie pentru că împărtășim multe lucruri în comun.
Bun, dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi la Game Dev Radio. Înainte să închidem emisiunea, totuși mai am câteva întrebări din partea celor care ne urmăresc. Și hai să vedem pe unde am rămas, că s-au adunat destul de multe. Vlăduț întreabă. Vlăduț, îmi pare rău, întrebarea ta nu o să iau, o să-ți răspund eu în scris dacă dorești, pentru că durează foarte mult și restul de personală. Daydreamer pune o întrebare și vreau să văd răspunsul din partea voastră. Cum percepeți voi situația actuală? Cum ar putea o persoană să intre în industria de jocuri video dacă oportunitățile de lucru sunt foarte limitate? Apropo de faptul că și tu, Andrei, vrei să faci treaba asta și tu, Chris, la un moment dat să te întorci în țară pentru cel puțin pentru o perioadă. Sunt foarte limitate și existente doar în anumite orașe. Și apropo de treaba asta, tu ai spus că ești într-un oraș mic, în sud-vestul Angliei, și tu ai spus că ești în nordul Olandei, într-un oraș care se numește Groningen. Ce ai nevoie ca să poți să te întreții singur, obținând un job în această industrie? Și cumva aș începe răspunsul în felul următor. Tu ai venit, Andrei, la noi, nu pentru a face cursuri, ci pentru a discuta inițial despre posibilități de internship-uri și un job în industria de jocuri video. Cristu, de ce vin la noi? Mai țin minte, anul trecut a trecut mult timp pentru mine. Am venit să învăț Maya. Să înveți Maya, da. Ok. Și ai spus că după ce termini facultatea o să vrei să mai dezvolți portofoliul și așa mai departe. Da. Ce pași ați urma voi? Și mă refer mai mult la tine, Cristina, pentru că cumva pentru Andrei o să-i dau exemplu nostru. A abordat o firmă de specialitate pentru a-l ajuta în direcția asta. Tu ce ai vrea să faci? Ce alte abordare alegi dacă ai vrea să te angajezi în industria de jocuri video? În primul rând aș aplica pe platforme de joburi, cum ar fi la noi e-jobs, unde se postează frecvent joburi de la Electronic Arts, Ubisoft, etc. Și în același timp m-aș ocupa și de portofoliu și l-aș pune pe o platformă precum ArtStation. Ok. Și aș împinge un pic lucrurile și mai departe, către întrebarea lui Daydreamer, pentru că cumva simt că el nu este din București și cumva aici vrea el să întrebe, ok, dar cum fac să mă întrețin singur la București pentru că mă costă chiria 600 de lire sterline pe lună. Dacă voi ați avea de ales să faceți pasul ăsta către alt oraș și să lucrați cu riscul de a nu putea să vă plătiți utilitățile, ați face-o? Destul de bine punctat, sincer. Eu am avut un prieten, am cunoscut o persoană în Olanda care pur și simplu nu avea părinți, putem să spunem așa. Nu avea posibilitatea de a continua facultatea și așa, doar că noi am fost prieteni, l-am ajutat în primele luni, iar el a început să lucreze și a început să strângă bani și datorită chestii acestea, el în continuare continuă și trăiește visul. Ok. Și a făcut un împrumut și la bancă. Ok, deci se poate atâta timp cât ai încredere în tine ca o soluție. Trebuie și voință, și totul se poate face. Asumi anumite riscuri, să faci un credit înseamnă să asumi anumite riscuri, atunci orice se poate întâmpla. Îmi place foarte mult acest răspuns, Andrei. Nu vreau să intru foarte mult în detaliu pentru că n-am bănuiesc că sunt părinții care vă sprijină, grantul, statul și așa mai departe și nu sunteți chiar sau n-ați fost puși voi în direct în situația în care, ok, ce să fac, cheltuiul și ultimii bani ca să îmi plătesc chiria sau nu. Și de aceea nu vreau să intru foarte adânc în răspunsul acesta. Și o să încheiem cu această poveste, cu această întrebare primită de la Ariard, care întreabă în felul următor, în cadrul facultăților voastre. Studiul se concentrează pe game dev în general sau o să urmați o anumită specializare sau o anumită ramură mai în detaliu și mai în particular? De exemplu, zice el, partea artistică. Și începem cu tine, Cristina, pentru că tu chiar o să faci partea artistică. La
la mine cursul, deși se numește Game Development, avem și anumite delimitări, în sensul că avem 6 ramuri, audio, artă, design, programare, writing și animație. Și cum ar veni, studiezi anumite aspecte din game development, dar te specializezi pe una din aceste ramuri. Ce specializare urmezi? Artă. Artă. 2D, 3D, animație? Sau încă 2D și 3D. 2D și 3D. Minunat. Andrei? Da, noi nu avem specializări, dar la noi la deși facultate se numește game design. Da, proastă denumire. Exact, foarte. Doar că la mine la program se poate studia absolut orice. Bine, acum, ca să luăm în altă parte, la alte facultăți există și partea de profile. Este profilul de programare și profilul de artă în Olanda. Deci se poate și pe profile. Se poate. Să-ți alegi pur și simplu un profil și așa. Depinde de facultate. Dar la mine, gen, facem absolut tot și la finalul facultății ei vor ca noi să putem să creăm singuri, fără niciun ajutor, un joc 3D. Cu toate cunoștințele, da, cu toate și de programare, și de grafică, da. Și de... Mi se pare o abordare foarte interesantă și destul de asemănătoare cu ce urmează să facem noi la Game Dev University. Și o să mai punctez un pic acest proiect, pentru că ne-am apucat foarte serios de el. Game Dev University este practic o universitate de game development în România, care o să fie aici în cadrul Game Dev Academy. Avem ambiții mari, vrem anul acesta chiar să dăm drumul la un pilot cu 10 studenți și o să fie într-un format destul de asemănător cu ce ați mai povestit și voi, o facultate de 3 ani, în care în primul an o să facem doar game development, nu o să mergem nici noi pe opțiunea de profil, pentru că vrem să ne asigurăm că ai o bază solidă în toate arile importante ale game development. O să învățăm și un pic de artă, o să învățăm și un pic de design, o să învățăm și un pic de programare, o să învățăm și un pic de business, astfel încât să înțelegi cum funcționează întreg ansamblu acesta al dezvoltării de jocuri video. Iar în anul 2 o să ai opțiunea să-ți alegi o specializare, dar nu o să faci doar specializarea respectivă. În anul 2 o să faci un pic din specializarea ta și un pic de alte meserii conexe specializării tale. Astfel încât, spre exemplu, acum optezi pe 2D, să știi și ce înseamnă 3D, să știi și ce înseamnă să faci animații. Pentru că îți poate fi util în carieră, oricând poți să faci o schimbare de specializare. Ai făcut, nu știu, 5 ani 2D, poate vrei la un moment dat să apuci de 3D sau de sculptură digitală sau de animație sau de mai știu eu ce și să nu pleci de la zero, să ai niște cunoștințe de bază. Mai mult decât atât, e foarte important, pentru că, cum ați menționat și voi, proiectele toate sunt în echipă. Chiar dacă cei de la facultatea voastră vor să faceți voi singur un joc fără ajutorul nimănui, da. Credeți-mă că în viața reală, când o să te apuci să faci un joc video, o să mai faci cu cineva, nu singur. Cu multă lume. Și de obicei o faci cu multă lume, pentru că a face jocuri video este un lucru foarte complex. Și e nevoie să știi și să înțelegi, neapărat să știi ce face respectiv om, dar să-l înțelegi și pe el de ce are nevoie de atâtea zile ca să facă treaba aia, când discuți cu el ce trebuie să-i explici, pentru că nu toate lucrurile sunt importante pentru un programator sau un artist sau așa mai departe, să știi ce e important pentru el ca să economisești timp și așa mai departe. Asta o să facem și noi, o să ne axăm pe dezvoltarea ta personală cât mai ok. Iar în anul 3 o să faci doar specializare de o să behăi la modul propriu la câtă specializare băgăm în tine, iar în după sperăm noi să găsești un job sau să realizezi un joc singur pe cont propriu. Dar o să mai povestim noi despre Game Dev University și în alte ediții ale Game Dev Radio. O altă veste foarte interesantă de astăzi, minunații dezvoltatori de la Stack in the Attic au anunțat data de lansare pentru Gibbous. Puteți să intrați pe Facebook, să căutați canalul RGDA sau pe Google să căutați Gibbous, să căutați Adventure și să aflați când o să aibă, când o să fie lansat jocul. Este un proiect românesc 100% de câțiva ani în dezvoltare și unul dintre puținele proiecte românești care s-au finanțat cu succes pe Kickstarter. Este un joc absolut super și cât de curând o să-l putem juca pe Steam și pe GOG. Acestea fiind zise, să dăm drumul la rubrica Top 10. Top 10.
Game Dev Radio, sursa ta de informații din culisele jocurilor video. Bun, închidem ediția de astăzi cu rubrica Top 10. Este o rubrică în care oferim, să le fapt nu oferim, putem să vă oferim niște întrebări, în care vă adresăm 10 întrebări. O să facem treaba asta în același timp, dar nu avem 10 întrebări pentru fiecare dintre voi, pentru că nu am avut timp să ne pregătim atât de bine. Avem 10 întrebări la care puteți să răspundeți împreună. Cum funcționează această rubrică? La fiecare răspuns greșit, noi o să donăm o sumă de bani către o asociație, la fiecare răspuns corect, noi o să dublăm această sumă. Da? Și este vorba de asociația Autism Voice. Despre această asociație, să vă zic câteva cuvinte, sunt voci care spun că tehnologia ne face să devenim impersonali. Dar sunt și acele voci care demonstrează contrariul. Asociația Autism Voice pune bazele primului proiect Digital Therapy for Autism, în care terapia ABA, Applied Behavior Analysis, va fi combinată cu realitatea virtuală. Terapeuții din cadrul asociației Autism Voice vor lucra cu copii afectați de autism, folosind aplicații personalizate, ochelari VR și căști, cu scopul de a le face trecerea mult mai ușor către realitate. Așadar, asta e o asociație care practic dezvoltă jocuri video pentru copii cu probleme de autism, pentru a-i ajuta să facă pasul către realitate prin intermediul acestor jocuri și pentru o perioadă de timp vor trăi în lumea virtuală pentru a se acomoda cu interacțiunea și ulterior vor face pasul către realitate. Dragilor, întrebările sunt grele, sunt nașpa, mai bine zis, și hai să vedem cum vă descurcați. Întrebarea numărul 1. Care este numele celei mai mari care este numele celei mai mari universități din România? Politehnica București. Chris? Universitatea București. Da. Este pe locul 2 Universitatea din București și drept Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 36.391 de studenți în total. V-am zis că sunt întrebări grele, stați să vezi ce urmează. Care este cea mai vândută consolă din toate timpurile? Trei, doi... PS. Care? Patru. Da. Trei. Da, Vera. Sunteți aproape, nici PS4, nici PS3, PS2. Este cea mai vândută consolă din toate timpurile. Hai să trecem către lucruri care sper să vă fie mai familiare. Care este cel mai popular editor de modelare 3D din industria jocurilor video? Gen program. Program. Cu siguranță ți-au zis de el și poate chiar l-a și folosit. 3D Max. 3D Max, corect. Ce perspectivă a camerei este folosită în jocul Assassin's Creed? A treia. A treia, corect. Care este numele companiei care a dezvoltat jocul Candy Crush? Nu este nici în Olanda, nici în Anglia. Deci au birou în Anglia. Come on! A fost cumpărată de o firmă care face și Call of Duty. King. Bun. Încă o întrebare foarte complicată. Pentru tine, Chris, în mod special. În ce an a fost fondată Universitatea Falmouth? Am avut-o la interviu. Ah, God damn it! În 1000... Stai, Universitatea sau întâi școala Falmouth? Fiindcă sunt două chestii diferite. Hai să încercăm cu universitatea. În 2012? Bun, hai să încercăm cu cealaltă atunci. În 1870? Nu, 1902. Atunci, care este mijlocul de transport predominant în Groningen? Autobuzul. Predominant. Bicicleta. Bicicleta, corect. Bun, două întrebări cu variante multiple de răspuns, nu cu variante multiple de răspuns, pardon, cu grilă, cred că se numește. Ce face un game designer? A. Scrie povestea unui joc.
B, se ocupă de grafica dintr-un joc. C, creează regulile și structura unui joc. C. D, toate celelalte opțiuni. Toate. D. Toate. D, toate. Toate. Toate zici tu? Toate. De fapt... Toate. Da, toate. C. C, corect. Dar este întrebare tricky pentru că fiecare are câte definiție de game design. Aici se aplică pentru ce cred eu că faci un game designer. Mă scuzați, este, sunt întrebările mele, lăsați-mă pe mine în pace. Tot de perspectivă. Ce perspectivă îți permite să reprezinți vizual obiecte 3D în 2D? Side view, izometric, top down sau over the shoulder? Side view. Ce perspectivă îți permite să reprezinți vizual obiecte 3D în 2D? Side view, izometric, top down sau over the shoulder? Izometric. Corect, izometric. Și ultima întrebare, este dificilă, dar mi-a plăcut la nebunie întrebarea asta, când am descoperit-o. Cine a inventat bacalaureatul? Imaginam nu ne interesează. Exact. Măcar a murit? Dar sunt convins că n-aveți nicio mai vagă idee, pentru că și pe mine m-a surprins teribil de mult răspunsul. Napoleon Bonaparte. Exact. Napoleon Bonaparte a inventat bacalaureatul. La data de 17 martie 1801, printr-un decret dat de Napoleon Bonaparte, ia naștere examenul de bacalaureat, punându-se astfel bazele învățământului modern în Franța. Când credeți voi că a venit bacalaureatul în română? În România. Nu v-ați uitat la următoare? Secolul XVIII. Da. E chiar recent. În România, în anul 1900, laureatul de către domnul doctor Constantin Angelescu în calitatea sa de ministru al instrucțiunii publice, se urmează vremea respectivă, să fie sănătos. Dragilor, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit la Game Dev Radio. Știu că v-am luat pe nepusă masă pentru că mi-a venit această idee să fac o emisiune cu voi când l-am cunoscut pe Andrei și mi-am seama că ar fi super mișto să avem doi studenți la facultăți din de game development din afară să ne povestească un pic despre experiența lor. O să mai arunc un ochi să văd dacă mai avem o întrebare. Nu, acestea sunt toate întrebările noastre. E vreo întrebare care v-a plăcut în mod special? O să dăm un premiu, vreau să știu dacă l-alegeți voi sau l-aleg eu. Cel la care am răspuns cu voința. Cu? Cu voința, dar nu mai știu care. Cu voința, trebuie să mă ajuți. Voința, ce voință? Era cumva cea cu cum poți să faci jos de oportunități de angajare, da, în industrie. Ok. Bun, corect. Daydreamer. Daydreamer, felicitări, ai câștigat un joc din partea noastră. Aș vrea să zic și ce joc, dar nu știu, cel mai probabil The Crew 2, versiunea de PC. Dar o să te contactăm noi pe Facebook și o să discutăm cu tine legat de acest joc. Sper că v-a simțit bine, sper că v-a plăcut. Multă baftă la ce urmează, abia aștept să facem o emisiune din nou, când terminați facultatea, să vedem dacă aveți aceleași impresii și simțiți același lucru despre facultatea de game development în sărinătate. Dragilor, ne vedem joia viitoare la o nouă ediție Game Dev Radio. Aș vrea să vă zic de astăzi cine este invitat, dar nici asta nu știu, pentru că a fost o săptămână foarte aglomerată și pentru noi, dar o să anunțăm luni ediția de joi la Game Dev Radio. Până atunci, seară faină tuturor și un weekend plăcut. Dragilor, vă mulțumesc încă o dată și multă baftă mai departe. Mulțumim. Mulțumim.
te-am găsit la Game Dev Radio, locul unde urcăm până în vârful industriei de jocuri video și pe fiecare nivel deschidem câte un lootbox cu cele mai interesante subiecte. Educație, antreprenoriat, carieră, povești de succes sau nu și multe altele, împreună cu invitații noștri. Haide alături de noi să colectăm XP. Începe Game Dev Radio cu Andrei Strate. Salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod al emisiunii Game Dev Radio. Îmi cer scuze că v-am lăsat un pic cu timerul pe zero, dar mi-a bătut cineva la ușă, fix cu 30 de secunde înainte să începem. Suntem la ediția cu numărul 7, ediție în care l-am alături de mine invitat pe Dan Teodorescu. Salut Dan, binevenit! Salut și bine v-am găsit! O ediție în care o să discutăm un subiect foarte, foarte, foarte interesant, și anume producția de jocuri video. Ca de obicei, avem premii pentru cei care ne urmăresc și doresc să intre în direct, nu chiar în direct, și anume vor să-i adreseze de fapt întrebări lui Dan, vor să aibă un dialog prin intermediul nostru cu Dan. Așadar, puneți întrebările voastre în chat, o să ajungă la noi și o să premiem una din întrebări cu un joc oferit de partenerii noștri. Și ultimul anunț pe care vreau să mai fac astăzi este faptul că dacă ne vizitați site-ul, o să aveți o rubrică nouă, se numește Summer School, vă invit să intrați acolo să vedeți despre ce este vorba. Mai concret, în luna august și în luna septembrie anunțăm două evenimente, un tip de eveniment pe care noi îl intitulăm Movie Night. Vă invităm alături de noi din două în două săptămâni să vedem un documentar despre cum s-a făcut unul dintre jocurile de succes, precum League of Legends sau GTA. Durează 30 de minute să ne uităm la acest documentar și după vă invităm să mai rămâneți alături de noi încă 30 de minute la o scurtă dezbatere despre cele vizionate în materialele respective, astfel încât la final toată lumea să plece un pic mai câștigată din punct de vedere al cunoștințelor despre ce înseamnă producția de jocuri video. Prăjituri aveți? Prăjituri, popcorn, suc, de toate, toate sunt din partea casei. Iar cel de-al doilea tip de eveniment pe care l-anunțăm ca parte din acest program Summer School sunt workshop-urile. Avem 4 workshop-uri, unul pe Unity, organizat de Zoltan Naghi, unul pe Unreal, organizat de George Cerchează, unul pe artă, realizat de Cătălin Raibuch și încă unul pe design, realizat de Dragoș Inoan. Workshop-uri foarte, foarte interesante, vor avea ca durată între 4 și 6 ore. Urmează să anunțăm detalii despre ele în curând. Intrați pe site și vizitați acolo să aflați despre ce este vorba. Dragilor, haideți să dăm drumul la emisiune. Bun. Acum am apăsat eu greșit pe butoane. Dane, câteva cuvinte despre tine, pregătite de colegele mele, care sună în felul următor. Dan Teodorescu, inițial Financial Officer la Flanco. Ok, so we've long past gone the 90 minutes mark, we're like... Well, almost at 2 hours, so yeah. But we did it. I did it. My soul is drained after that crash. Holy shit, Zbrush. Holy shit. Jesus Christ. Damn. But we're there, so that's it for today. Great progress. And see you, I don't know, Monday or tomorrow, or I don't know, I think Monday. I need my weekends, man. I
at least after that crash, god damn it, oh my god, I need my weekends, holy shit, Jesus Christ. But yeah, see you next time, Monday or tomorrow, I don't know, I think Monday. So yeah, peace out and have a good weekend.